Tare, eu sunt Dorel Nanu și aștept să vă abonați la mine. Astăzi am primit un colet care îl desfac acum. Știu că, ia să vedem. La comentarii aici, așa, vizionare, modificare, abonați plus 37. Da. O persoană mi-a scris aici așa, sărac și cu pretenții. Prietene, eu nu am zis cu pretenții, dar Doamne ferește, îmi trimis niște prostii cu un curier și în care maica mea poate să le vadă. Claudiu Petru cu 3 dău. Că asta e cerșeală. Prietene, nu e cerșeală, dar asta e o campanie pe care a făcut-o și un minut de râs și Tiberiu și Cornel și te sfătui să te uiți pe aceste canale și vezi ce ai primit. Așa. În fine, pe ăsta nu citim că a scris în engleză. În orice caz, nici nu înțeleg. E din altă țară. Așa. Asta am să-i spun lui Lex ăsta ro. Deci asta este condiționat. Eu nu zic că nu am zis și eu, fiindcă cineva mi-a zis să pun acest imediat vorbește despre colet, cineva mi-a zis că să spun ce aș dori să primesc. Și am zis, frate, nu, am zis și eu așa în general, știi? Nu se referă nimeni la, nu cere nimeni. Până la urmă, asta e o campanie care au făcut-o mulți vlogger și au primit pachete. Da, condiția să nu trimiteți anumite prostii, să le vadă maica, pentru că uite, uite, acest colet a fost desfăcut, uite, vezi? Deci eu l-am, în fine, l-am primit sigilat, dar maica mea l-a desfăcut și s-a uitat. Deci maica mea l-a primit și câteodată eu sunt la muncă și nu văd eu ce primesc în general. Deci asta e chestia. Deci eu nu aia. Da, a fost o chestie, o provocare pe care mi-a dat-o Ionuț de la un minut de râs și mi-a zis așa, zice, Dorel, spune-și tu pe YouTube ce ai dorit să primești. Și am zis și eu, fiecare și-a zis părerea, eu nu zic chiar să aia. Problema a zis despre un laptop pentru că îmi trebuie. Eu cu acel laptop, dacă aveam acum, eu puteam să intru pe canale de-aia de YouTube străine care intrau live, puteam să-mi fac raid cu propriul meu canal, mai puteam să cresc și eu în abonați, cel puțin, pentru că orică am 1000 de abonați, orică am 940 cum aveam înainte, e la fel. Pentru că, din câte am înțeles că acum, durata de medie, aici e altceva, așa. Accept în continuare această provocare, da, provocarea coletelor. O să intru să reeditez aici jos și o să vedeți și descrierea adresei pe care trebuie să ajungă coletele. Să nu ajungă în altă parte. Așa și o să las un posibil număr de telefon. În fine. Condiția care? Treaba e să nu se trimită prostii. Uite, mi-aduc aminte când a făcut Tiberiu și Cornelul. Acum o să văd și ce e în pachetul ăsta, o să vă spun. Tiberiu și Cornel, în momentul când a deschis această campanie să primească colete, aia, condiția a fost așa, să nu se trimită arme de foc, arme albe, adică mă refer la cuțit, să nu se trimită droguri și anumite chestii care n-am ce să fac cu ele, le iau și le arunc, pur și simplu. Să trimită anumite alte lucruri care sunt de folos, de uz casnic. Deci asta este așa. Hai că eu nu vă zic ce să-mi trimite, dar eu vă spun ce să nu trimite, să nu trimiteți ceva care este ilegal, ceva care se poate lăsa cu dosar penal sau cu anumite chestii, pentru că primul rând, n-am ce să fac cu alea, eu le iau și le arunc direct. Eu am mai primit un colet înainte și a venit cu anumite chestii de astea care nu mi-a plăcut și, adică nu mi-a plăcut mie, nu i-a plăcut maică-mea, că maică-mea a deschis coletul și le-a luat și le-a aruncat, pur și simplu
Am mai oprit decât două produse din pachetul ăla, o periuță de vin și o hârtie de igienic. Deci de-aia zic, nu să trimit anumite prostii, că maica mea le desface. Deci când vine curierul, eu nu sunt acasă, eu sunt la muncă, sunt la un program cu 12-24 și eu nu văd ce-mi vine, că dacă nu sunt acasă, uite, coletul ăsta care mi-a venit, în general, acest colet, nici n-am fost acasă, am fost la muncă, uite, am venit de la muncă acum. Și deci asta zic, Lex Ro și Claudiu Petru cu 3 de U. Deci asta ți-am zis, deci nu sunt pretențios, nu cer la nimeni, asta e o campanie pe care mulți vloggeri s-au folosit de ea. Și vreau să accept și eu această provocare. Că nu e ceva să-i dau la cineva în cap sau nu afecte spaniel. Și apropo, mai vin cu o știre nouă. YouTube-ul va scoate funcția de restricție de sub 18 ani și va scoate și funcția de dislike, mama, abia aștepta, și va scoate și funcția de raportare și de strike. Adică, în curând, YouTube-ul va... Mă, nu vreau să zic că o să dea YouTube-ul faliment, dar vizionarea 86 de ore, da. Am mers statistic general. Deci asta e chestia. Și apropo, nu pot să fac monetizare, că cineva m-a întrebat la... Așa m-a întrebat și mi-a zis că de ce nu fac monetizare pe canal. Nu pot să fac pentru că nu am 4000 de ore. Și live nu o să fac după canalul ăsta, numai dacă am un număr de abonați mai mare. Că uite, mă uit la Cătălin Talent cu 218.000 și intră 200 de persoane pe live. N-are rost să fac live. În primul rând, acest canal a fost canal de comentator. Adică intram la unul care e vlogger și comentam acolo. Deci ăsta a fost canal de comentator. Adică, cum să zic eu, de persoana care dă comentariu public. Canal pentru public. Pentru... Da, ca bine că intram la... Că eu și acum intru cu acest canal la alt vlogger și scriu salut sau îmi place ce faci și anumite lucruri. Eu vreau să păstrez acest canal chiar dacă o să postez sau nu o să mai postez, fiindcă asta e o adresă care primesc factura de la Vodafone pe ea, contractele de la Vodafone, adică fostele contracte le-am primit că o să închid abonamentele de la Vodafone și o să rămân doar cu un singur număr și la fiecare noi îți trimite pe adresa respectivă, ți se trimite un fișier al contractului și n-aș vrea să-mi ia Google la adresa asta pentru că nu-i convine la unul. Și mai am o legătură cu anumite persoane. Eu vreau să am mulți subscriber și prin asta să-mi fac și mulți prieteni. Așa, dar cu condiția, eu nu oblig pe nimeni să se uite la mine pe canal, că așa mi-a zis cineva mai acum vreo câteva zile, că nu-mi place ce faci, frate, ți-am zis, nu te oblig să te uiți la mine, poți să te uiți la alți vloggeri care face conținut mai bun decât al meu și nu oblig pe nimeni, primul rând, n-am obligat pe nimeni, deci fiecare are decizia să se uite unde vrea, nu zic, bă, vino la mine că la mine e mai bine. Sau eu fac mai bine. O să vină și vremea să fac vloguri ca lumea. O să postez de câte ori îmi primesc colete. O să intru la accept provocarea coletelor, să reeditez descrierea, pentru că n-am uitat să scriu adresa, mi-a și zis cineva acolo, în fine. Și o să mai postez ceva pe YouTube comunitate, că funcția de YouTube comunitate a fost introdusă și în telefon, nu este numai pe aia și o să fie introdusă și funcția de follower, adică va fi și ca un fel de rețea de socializare, adică aplicația va avea toate standardele astea și vei putea avea vloggeri mulți prieteni. Va avea și chat pe viitor, va avea și funcție de cumpărături YouTube, așa cum are și Instagram. Și vei putea... Pe viitor YouTube va fi foarte tare.
va avea și YouTube Short, dar am înțeles că e vorba să rămână în beta, din ce am înțeles, și am înțeles că va da drumul la înscrieri nelimitate în beta și sper să aștept și eu înscrierea. Eu am uitat să mă înscriu și am făcut cea mai mare prostie. Asta e, nu e nicio problemă. Dacă eram înscris, puteam să fac și short și dacă făceam short ăla, puteam să-mi cresc și numărul de abonați, că puteam să fac un videoclip scurt și scriam acolo jos, subscribe. Și care vrea, se abonează. Da, asta e condiția, deci eu nu cer la nimeni nimic, asta a fost condiția ca însă accept provocarea asta a coletelor, că așa se numește, deci am 6 like-uri și 6 comentarii. Deci asta e condiția, deci eu nu cer la nimeni, nu cer anumite obiecte, dar asta a fost o provocare și am zis și eu la ce obiect m-am gândit. Deci sunt de acord cu accept provocarea coletului, așa se numește provocarea, dar cu condiție să nu se trimit anumite prostii pe adresa care o să o menționez acolo, că am uitat să menționez adresa și o să menționez și la acest videoclip. Condiția care este? În momentul când se trimite pe adresa asta care se numește Strada Primăverii, numărul 90, Călăraș, localitatea Modelu, așa, și numărul 073 de 9 830 046. Da. Asta este adresa pe care o să primesc anumite colecte. O să primesc și un iPhone 10. Ăla vine tocmai din afară și o să dureze foarte mult. Ăla mi l-a promis cineva că mi-l trimite și tot așa. Deci asta e condiția care. Deci treaba este să mi se trimită anumite prostii, adică, deci ți-am zis, deci eu fac această, asta e ca un fel de campanie sau provocare, a făcut-o Tiberiu și Cornel, uitați-vă la Tiberiu și Cornel, la primire de colete, uitați-vă și la Ionuț de la Un Minut de Râs și să vedeți că, bine, el n-a zis, dar ce trebuie să primească, dar condiția asta a fost. El mi-a zis, zice, uite, pune și tu și zici tu acolo ce ai vrea să primești. Și am zis și eu la ce m-am gândit. Aia e chestia, nu că cere neapărat anumite chiar obiectele respective. Deci asta e recomandat pentru băieții ăștia care a comentat. Îi felicit că a scris așa, așa mi-a distras și mie o atenție. Dar ți-am zis, nu am nimic cu nimeni și mai am o condiție pe canalul ăsta. Nu vreau să mă cer cu oamenii care mă înjură pe comentarii, pentru că cineva m-a învățat și cine m-a învățat foarte bine, m-a învățat spre bine, ce nu trebuie să te ceri cu oameni care te comentează urât, pentru că nu poți să știi că unul poate să fie din localitatea ta și te ceri cu el. Deci eu nu mă cer cu nimeni, sens, asta a fost provocarea care trebuia să zic ce obiecte trebuie să primi. Da. Acum ajungem la desfacerea coletului. Ia. Așa, bun. Deci l-am primit de la Aura Tilinga. Așa, bun. Persoana de contact, bun. Expediator Elefant Online SA. Cod poștal, localitatea Dragomireș, Vale. EQS Logistic Center. Bun. Eu am cerut să la provocare, am zis și de cărți moromeții, pentru că m-aș gândi să dau bacul. Nu știu, deocamdată mai mă gândesc atunci, dar aș vrea să-l dau pentru că am un liceu terminat, fără bacalaureat. Și, da, așa, și am desfăcut coletul, în fine l-am desfăcut maică-mea, că de-aia vă zic să nu trimiteți anumite prostii, că îl primește mama și îl desface înaintea mea. Așa, da, uite, așa să țin așa și o 14 minute să vezi ce greu să încarcă videoclipul ăsta. Bun, uite. Și am primit un set de cărți. Bun, aulă. Am primit un set de cărți moromeții de Marian Preda, seria de autor, de la Cartex. Bun. Și moromeții, bun, este moromeții volumul 2. Sper să fac
Sper să mai accept încă o dată provocarea, să-mi trimite și partea de volumul 1. Am înțeles că e în două volume. Da. Dacă nu, ăla văd de ce nu de fac rost. Deci, ăsta a fost coletul. Pun cărțile la loc și le pun aici. Bun. Mulțumesc, Aura, mult pentru cărțile astea. Deci, asta e condiția pentru băieți care mi-a dat comentarii, că mi-a distras atenția, ți-am zis. Eu am zis ce vreau să primesc. Și mă gândeam la care ar vrea să trimită, să trimită, dar ți-am să nu trimită prostii, că coletul desface mama. Și n-aș vrea să mă cer cu mai că îmi trimite X și Y prostii. Deci îmi trimiteți lucruri de usuri casnice, eu le primesc pe adresa respectivă, o să o trec și în descriere. Vă mulțumesc frumos! Pragul campaniei e până la 22 de milioane, dar acum pragul e până la 5.000. Trebuie să ajungem până la 5.000 de subscriber și să fac mulți abonați. Acești mulți abonați o să încerc să fac colaborare cu mulți vlogger. Care vrea să vlogger de ăsta mai mare, cu mai mulți subscriber, să fac o colaborare cu mine, să-mi scrie în secțiune de comentarii, eu îi să răspund, o să-i dau și un număr de telefon în care o să răspund numai eu și cu astea toate cele bune. Eu v-am zis, eu m-am apucat de YouTube, asta a fost decizia mea, nu mi-a zis nimeni, nici X, nici Y. Eu m-am apucat de când eram în Spania, dar eu n-am mai postat când am văzut că fac 13 abonați, zic, ce fac eu cu ăștia, frate, nu mi-e de folos la nimic. Și până la urmă am luat decizia ca să nu mai postez și l-am lăsat așa cu 13 abonați. Primii 13 abonați eu i-am avut din Spania, în care am și acum, în fine, e și acum că... Vă mulțumesc celor care v-ați abonat, sper să rămâneți abonați cu semn, eu o să postez continuu. Înseamnă, înscrieți dacă e ceva care nu vă convine, văd eu ce o să fac, dacă la cineva nu-i convine anumite lucruri, de asta v-am zis. Deci nu oblig pe nimeni să se uite pe mine la mine pe canal dacă nu-i place conținutul pe care îl pun. Deocamdată nu pun prostii, cum fac mulți vloggeri, a pus unul cum... În fine, m-am uitat la un videoclip al lui Ionuș și unul dădea lei cum să te puncte puncte. Nu, frate, pe vlog pui provocări și anumite chestii, ca să nu mai lungim vorba. Și uite, provocarea e cu colete. Uite, ăsta a fost primul colet sosit și asta e. Vă mulțumesc mult și nu uitați să vă abonați la Tudorel Nanu și hai să ajungem și noi, eu așa am zis, până de Paște, în fine, e puțin. Deocamdată o să încerc să intru în seara asta pe calculator, poate intru pe un canal de YouTube străin, că nu intru în România, că în România te banează, iar străinii nu prea are chestia asta cu banarea, în fine, cred că știe și restul să te baneze. Și o să încerc să mai fac și eu câte un rai pe canale de astea străine, să mai cresc și eu măcar cu câte 3 abonați, poate așa reușesc. O să încerc și eu pe Facebook, îmi fac alt cont de Facebook, am un cont de Facebook pe adresa asta pe care am canalul și care știu că nu o să se uite la mine, o să fac puțină curățenie în listă, adică opresc în listă doar cei din familie pe asta și o să intru într-un grup de ăsta unde e de astea care postează despre YouTube și în grupul ăla are membri. O să intru în grupul ăla, trimitere la toți membrii, care mi acceptă bine, care nu, și încerc să-mi cresc numărul de subscriber ușor. Deci, eu postez, am postat anumite provocări, știu că mulți nu a fost de acord, că nu-mi place cum... Ți-am spus, deci nu te obligă nimeni să te uiți. Ai o mulțime de vloggeri pe YouTube. Te uiți unde vrei, nu te obligă nimeni. Că ai văzut că eu am observat că un YouTuber nu se ceartă între ei și n-are rost pentru ce se certe, că anumiți care sunt subscribe poate fi abonați triplu, se poate abona la toți vloggerii odată, dacă vrea. Dacă ar băga YouTube funcția asta, gen dacă mă abonez la unul, mă abonez la toți odată, știi? Deci asta e chestia, deci eu sunt abonat la toți aproape care din România, care sunt cei mai celebri,
Eu n-am zis niciodată, băi, că ăla are mai mulți care. Eu ți-am zis, nu m-am supărat, dar ți-am zis, ăsta e pragul meu, să fac și 22 de milioane. Dacă ating pragul ăsta, tot mai bine. Dar ți-am zis, primul prag trebuie să trec de 5.000. Și restul, ușor, ușor, așa să creștem. Pac, pac. Mai dau câte un rai pe alt canal, dar nu din România, ți-am zis, o să încerc undeva din afară. Gen, sunt canale de-astea de știri, care face live și acolo sunt vreo 7-8.000 pe 800 de mii pe live. Am dat un rai, dacă a dat click, sănătate taic. Deci asta vreau. Deci nu aia. O să încerc să îmi fac rost de o aplicație video cu subtitrare care... Ah, și apropo, să-mi scrieți în comentarii ce aplicație video are subtitrare. Adică în română, în engleză, în engleză, în spaniolă, ca să vadă și alții ce postez. Da. Vă mulțumesc! Nu uitați să vă abonați la Tudorel Nanu și un minut de râs, și un minut de râs live, și un minut de râs music, un minut de muzică, fiindcă el are trei canale și are și pe ăla de muzică, are și pe ăla care face live-ul sâmbătă și l-are și pe ăla mare cu 192.000 și hai să-l ajutăm să facă 200.000, sper să ajungă la 200.000, ar fi bine. Și vă dau un sfat să vă uitați la el. De ce? În primul rând, hai să vă spun. Are niște videoclipuri foarte comice. Sunt multe persoane care fac multe greșeli așa monumentale. Asta e, mai scăpăm pe ne, mai facem câte o prostie. Că acum asta e, de când avem telefon și internet, mai scăpăm pe acolo, mai facem câte o prostie și pac, mai apari, mai... Da. Deci nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Tudorel Nanu, un minut de râs, un minut de râs live și un minut de muzică. Vă mulțumesc mult! Pa!